acum, având în vedere faptul că suntem înregistrați, acum începe și noi să fim mai protocolat, mai ne ridice, ridice pienele, așa? Da. O să dau cuvântul domnului președinte de ședință, domnului Dobrovățioan. Bună ziua! Întrucât mare majoritatea consilierilor sunt prezenți, declar deschis lucrările ședinței de astăzi, fiind statutară. Înainte de a intra în ordine de zi, propun să votați procesul verbal din ședința precedentă, care v-a fost pus la dispoziție. Cine este pentru? Întrucât votul este unanim, procesul verbal este aprobat pentru ședința precedentă. Mulțumesc și eu domnilor de la televiziune exclusiv. De asta mă uitam la domnul Ungurea, nu știam de unde să-l iau, că am văzut numai la televizor și la câteva anunți pe care am mai fost pe la Onești. Îi mulțumim că s-au orientat asupra comunii noastre, întrucât nu a fost promovată. Comuna este o comună mare, ordonată, disciplinată și cel mai bun punct al cuvântului trebuie promovată pentru a cunoaște și alte comunități modul de lucru la noi în comună. Dau citire ordinii de zi, o să dau pe puncte. La punctul 1 este un proiect de hotărâre privind modificarea și completarea domeniului public în comuna Poduri. Inițiator, primar Albu Diana. Dacă sunteți de acord, vă supun la vot, să parcurg toată ordinea de zi, să discutăm toate punctele și să dăm un vot final, adică discuțiile să fie pentru toate punctele, nu pentru fiecare punct în parte. Cine-i pentru? Deci nu acum la vot ordine de zi. Deci supun la vot ordine de zi, dar vă spuneam la discuții. Cel care discută, discută pentru toate punctele de pe ordine de zi. Deci proiectul hotărâre privind modificarea și completarea domeniului public comuna Poduri, inițiator primar Albu Diana, proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență, inițiator primar Albu Diana, proiect de hotărâre privind decontarea abonamentelor cadrelor didactice, inițiator primar Albu Diana, proiect de hotărâre privind reorganizarea serviciului situații de urgență, inițiator primar Albu Diana, proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilității scrisoare de garanție de la Fondul de Garantare a Creditului Rural, IFSN-SA, precum și acoperirea avansului solicitat prin proiectul reabilitarea infrastructurii de prevenire și protecție împotriva inundațiilor în intravilanul Comunei Poduri, Comuna Poduri, județul Bacău, finanțat în cadrul programului PNDR, măsura 1-2-5C, lucrări de construcție, reparare și modernizare a infrastructurii de prevenire și de protecție împotriva inundațiilor. Iar la punctul 6, diverse. Dacă sunteți de acord, ordine de zi. Toți înțeleg că sunteți pe altul. Începem derularea ședinței. Deci, la primul punct, proiect de hotărâre privind modificarea și completarea domeniului public în comuna Poduri, inițiator doamna primar Albu Diana. Aș vrea să spun câteva cuvinte despre acest punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre, s-au făcut măsurători pe 9 drumuri, care mare parte dintre ele au fost incluse la finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Un prim pas pentru că aceste, dacă noi primim finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală, ca să le putem finanța, ar trebui pe ele să fie cadastrate. Au fost măsurate, în urma, dacă dumneavoastră dați votul pentru acest punct de pe ordinea de zi, va urma procedura firească. Pe baza acestei hotărâri de Consiliul Local se poate merge la OCPI și se pot cadastra astfel încât să obținem extrasul de carte funciară. Repet, sunt proiecte depuse prin Programul Național de Dezvoltare Locală, este vorba de câteva sute de miliarde. Dacă se aprobă toate cele 5 proiecte, noi sperăm să se aprobe cât mai multe dintre ele. Avem speranțe ca săptămâna asta sau cel târziu săptămâna viitoare să primim un răspuns dacă vor fi finanțate, adică va primi un răspuns în întreaga țară, că întreaga țară a depus proiecte prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Deci este vorba despre acele drumuri, actualizarea domeniului public. Unde puteți spune care sunt acele drumuri? Da, este o anexă, doamna.
Este vorba și despre, în urma cadastrării, o să vă spun eu, că este vorba și despre proiectul pentru grădiniță. Știți că s-au alocat bani de buget pentru a face la grădiniță anveloparea grădiniței și pentru a face parcare de aici în față. Și atunci când s-a făcut cadastrarea, ei de fapt în acte erau trecut 350 de metri și acum, făcând cadastrarea și măsurătorile, s-au găsit 450 de metri, iar partea aceea care s-a găsit în plus trebuie trecută în domeniul public ca să putem continua proiectul. Și asta este unul dintre, iar la drumuri... Aș da citire, da, drumurile. Da. Deci drum comunal Pietruița Poduri de la Starparul la Brumă Ionuț, 608 metri. Drum comunal Pietruit Cornet de la Scorțanul Nicolae la Vespinescu Ion, 599 de metri. Drum comunal Pietruit Valea Șoșii de la Pisecaru Emilian la Niță, 2716 metri. Drum comunal Pietruit Cernu de la Vizitivul Nicolae la Leru Donuț, Dănuț, Șopa, 1154 de metri. Drum comunal Pietruit Bulen de la intersecție Pot-Ciuhat la Bucur Ion, 3437 de metri. Drum comunal Propozești Pietruit de la Ghimeț, Pântână Deal, la Tudeancă Benoni, 1749 de metri. Drum comunal Propozești Pietruit de la Echim Vasilica la Sava Cezar, 1093 de metri. Drum comunal Pietruit Propozești de la Popescu Cornelia, Pântână Zota, la Crețul Culiță, 415 metri. Și drum Pietruit Propozești de la Tudeancă Benoni la Mirăuță Otilia, 801 metri. Domnul administrator a prezentat cele necesare. Cine dorește să ia cuvântul și pune părere? Domnul Ierlei. Dacă nu sunt niciun fel de comentarii, să pun la vot. Doar atât din astea care sunt prezentate, doar atât sunt întrebare. Din astea prezentate, noi așteptăm să fie toate aprobate sau care vor fi? Mai întâi, dacă erați un pic mai atent, astea s-au cadastrat. Am înțeles. Drumurile comune n-au fost niciodată cadastrate. O parte din drumurile astea sunt bucățele din drumuri care n-au ieșit la măsurătoare și erau în... care trebuie trecute când s-au măsurat acum. De exemplu, vă dau un exemplu. Aici la Brănești, pentru drumul care este pus Pigal, el n-a fost, o bucățică din drum n-a fost prins în, și atunci în noi am măsurat public. În domeniul public și trebuie să măsurăm și bucățica aceea și pe bucățica aceea trebuie depus în domeniul public. Dacă nu putem atent. Să... A fost foarte atent, adică, dumneavoastră a spus, așteptăm care vor fi aprobate. Deci au fost cadastrate și așteptăm să fie aprobate. De-aia am pus. Dar nu toate astea pe care le vedeți dumneavoastră acolo au fost puse prin DNDL. Asta am vrut să vă spun. Am făcut cadastrarea pentru că dacă o să avem măcar un 80%, să spun, eu sper un 110%, dar dacă avem măcar un 80% din proiectele astea, vor urma aceste drumuri. Și dacă tot am început acum inițiativa, să nu luăm pe bucăță. Dacă ele niciodată n-au fost cadastrate, acum trebuie să le luăm pe fiecare parte. Nu e vorba pe PNDL cumulat pe cele 5 proiecte, s-au depus proiecte pentru aproximativ 9,5-10 km. Cam atât ar fi pe... Și aici e puțin mai mult de 10 km. Dacă am fixat, înțeleg, deci este vorba despre aceste drumuri care noi trebuie să aprobăm completarea domeniului. Completarea domeniului. Deci nu trebuie pentru proiectul pentru... Pentru că ele nu sunt cuprinse în domeniul public, urmează a fi cadastrate și trecut în domeniul public. Noi asta aprobăm acum. Trecerea acestor drumuri în domeniul public, al comunii Poduri, nu au fost trecute. Ele sunt în domeniul public, normal, că toți merge pe ele, numai că n-au fost prin acte cadastrate. Nu au fost cadastrate și trebuie exact la suprafața și la înălțime. Cine este pentru? Mulțumesc, unanimitate, deci primul punct al ordinii de zi a fost aprobat. Trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență. Inițiator, doamna primar. Știți că am avut și în trecut și avem tot timpul ajutoarele astea care vin. Acum, având în vedere faptul că am trimis la fața locului asistența socială și băieții de la poliția locală au fost, am fost și eu, este vorba despre familia Bejan aici, vecin cu noi, a cărui
situații este una, după părerea mea, mai mult decât grea. Maică-sa, taică-sa sunt bolnavi la pat și nu are, au paralizați, ambii paralizați și băiatul care, știți, Telu, care a murit la 40 de ani și neavând nici măcar ajutor social, neavând absolut niciun venit, mama lui, așa cum este, a cerut un ajutor din partea noastră, de la primărie, pentru că nu este prima dată, noi am avut discuțiile astea și în celelalte, comisii, s-a dat la fiecare, dar aici chiar neavând niciun ajutor social și având în vedere faptul cum stau cei doi, parcă nu-i din domeniul prezentului, parcă din domeniul fantasticului ceea ce se întâmplă, eu zic să, și plus că el a murit de TBC, a venit pe la noi zilele trecute, săracul parcălvă și acum are 2 săptămâni, și nu m-a venit, s-a dus la spital, i-a spus că are TBC și a murit neavând nicio... Am zis că dacă o să putem să-i dăm un ajutor de mormântare de 10 milioane, pentru că, cum cred și dumneavoastră, dar, sincer, eu susțin, v-am spus, cazul e unul destul de... Pentru că nu cred că mult timp mai și părinții care sunt în situația în care sunt... Și să știți că noi împreună cu asistența socială am demarat acolo niște lucruri, adică se duc, au grijă de ei și cu cei care sunt pe UNICEF s-au dus și au în continuare grijă de ei, dar avem câteva cazuri de bătrâni și de astea care îi monitorizăm. Dar aici vine este altceva, dacă dumneavoastră sunteți de acord cu ajutorul acesta pentru mormântare. Alegerea lor de discutat? Nu. Cine iese pe altul? Vă mulțumesc frumos pentru înțelegere și eu. Deci la punctul 3, proiect de hotărâre privind decontarea abonamentelor cadrelor didactice, inițiator doamna primar Aldu Diana. Deci asta e o regulă, ca în fiecare ședință, fiecare lună, să aprobăm decontarea abonamentelor, cei care fac naveta din alte localități. Deci este o situație legală, fără niciun fel de probleme, adică de călcarea legalității, dacă cineva are ceva de discutat. Da, eu spun că, având în vedere faptul că este legal și având în vedere faptul că sunt cadri didactici foarte buni, că toți suntem filmați acum și să le ridicăm și lor mingea la fileu, sunt cadri foarte buni în Comuna Poduri, să știți, și nu numai asta, rezultatele copiilor văd, cred că un, din partea noastră, legal, fiindcă până la urmă nu dăm noi, dă statul, dă legea, acestea, nu cred că este o problemă. Când, și chiar dacă o să mai fiu eu primar, sper că acest lucru să aibă în continuare, să aibă continuitate, pentru că, repet, nici nu sunt salarii așa de mari, iar copiii din Comuna Poduri sunt foarte deștepți și foarte buni și foarte bine educați. Asta e norocul lor. Da, norocul lor și norocul nostru că avem cu ce să ne mândrim. Legat de treaba asta cu decontarea, eu am mai avut o intervenție în ședința locală și întrebarea mea rămâne valabilă. Din ce buget se dau acești bani? Local sau a spus că vin de la guvern? Bugetul local. Sunt alocați, deci noi suntem obligați. Special pentru decontare. Da, ceea eu pot să vă pun la dispoziție și plata abonamentelor acestor, că avem tot materialul și să știți că nu este o sumă uriașă, chiar adică de nu este foarte cândva, mare. Cândva, unele comuni dăteau... Da, nu era obligatoriu. Acum este obligatoriu. Și s-a pus problema prin sindicate ca acel bani să solicite comuna, pentru că din bugetul local, se solicite la suplimentar. Dacă s-a schimbat... Noi am făcut acest lucru și înainte de a fi la toate comunile, știți, că doar cu aprobarea noastră a tuturor, că n-am făcut-o numai noi. Nu cred că este un... acum... Nu e nimic rău ca să faci un scris pentru la guvern ca să dea bani și să ne mai acordi un ban, dar... Mi se pare, totuși, nu mi se pare o sumă așa, acum, exagerată, ca să... Așa consider eu, probabil că e bine, da. Nu?
Dar faptul, eu consider mi foarte bine că se plătesc, că sunt alte lucruri pe care stau banii, care... Sunt școli, de exemplu, liceuri, unde am ieșit la pensii, aveau 12 navetici de Bacău. Da. Vă dați seama ce navet făceau acești oameni și ce sumă suporta. Ultimul timp, ultimul an, și eu eram navetist, ultimul an n-am primit. Nasol. Și nu avea. În cazul ăsta, dacă așa stau lucrurile, după părerea mea, ar trebui să dispară ultima expresie de aici, inițiator și așa mai departe. Da, nu e nicio problemă, că eu nu am... Așa se scrie aici. Apare deci politic, de aia zic. Nu apare politic, pentru că trebuie cine să facă, cineva trebuie să facă hotărârea. Cât o fost și domnul Iscu, nu scria da, cu inițiator, domnul Iscu. Scrisul. Ei, acum putem să desfică în fiecare chiar fir în foarte, cât e în fiecare... Haideți, spunem în fiecare ședință cât e un inițiator, un consilier și cu asta bate. Dar nu fie supărare. Președinte, ședință. Da. Așa e, nu mai este. Da, mulțumesc frumos, eu doar am pus să susțin colegia asta. Da. Înainte de a supune la vot, deci inițiatorul este primarul care este coordonatorul de credit. Deci dânsul, ca să dăm o hotărâre de guvern, trebuie să inițieze cineva un proiect de hotărâre, ca să-l putem. Nu putem da o hotărâre fără ca cineva să o inițieze. Cel care în măsură și în drept și competent este primarul care este donator de credit. Acestea mai ales care țin de bugetul local. Supun la vot. Cine este pentru? Mulțumim. În unanimitate. Merge la punctul 5. La punctul 4. Proiect de hotărâre privind reorganizarea sistemului serviciului situației de urgență. Inițiator, primarul Albu Diana. Acum nu, trebuie să fie un general de armată, da? Fie un zălom, îl avem pe colegul nostru Ionuț Intimi, care este generalul nostru de aici, de la poliția locală, și rugăm să ne prezinte despre ce este vorba. Bună ziua, am să fiu foarte scurt. Ai mai drept așa ca să ieși. Asta cum ia să-mi poază drept. Datorită faptului că anul trecut am avut un control din cadrul ISU Bacău și intrări în vigoarea unui ordin nou, Ordinul numărul 96 din 2016 privind aprobarea criteriilor de performanță, privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private. Noi ne încadrăm în serviciile voluntare. Noi, ca și primărie, trebuie să modificăm acest serviciu, întrucât legea ne obligă ca să încadrăm postul de șef serviciu voluntar situații de urgență, să fie angajat doar pentru această funcție, fiind personal calificat în urma unor cursuri. De asemenea, în urma acelui control, ni s-a mai inclus și încadrarea postului de cadru tehnic PSI, acesta, la fel, făcând parte din acest serviciu. Am să vă rog să supuneți la vot această schimbare, întrucât trebuie să modificăm și echipele specializate, s-au scos unele echipe și au venit cu echipe noi, acestea ar fi de stingere incendii, căutare, deblocare, salvare, evacuare și cercetare, intervenție. Noi, la nivelul comunei, avem un număr de 19 voluntari. Vor rămâne aceiași voluntari, numai că vom schimba denumirea din ce echipă face parte și cele care ne-au spus cei de la ISU că trebuie să le modificăm. Întrucât acest control a fost în data de 23.07.2016, am avut termen, un an de zile, pentru a intra în legalitate și a primi avizarea celor de la ISU Bacău pentru a ne da avizul pozitiv de a reorganiza acest serviciu. Atât am avut să vă spun. Deci, numărul de voluntari va rămâne, doar că trebuie noi, ca și primărie, să scoatem la concurs postul de șef serviciu voluntar, pentru că până acum această funcție se făcea prin cumul de funcție, atât cel de șef serviciu voluntar, cât și de cadru tehnic SI și de inspector de protecție civilă.
Ne-am împlinit un statut de funcții, care este la vizat în momentul de față la NPV, împlinit acest post. Acum așteptăm să ne vină avizul și să mă vedem ce facem. Dacă poate în box sau nu la box. Și este cuprins în nou organigramă și posturile? Da, 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 da. Și în buget pentru finanțare. Nu am scos postul la concurs, am zis pe urmă. Pentru ei suntem obligați să primim un stat de funcție. Pe urmă mai discutăm când venim cu stat de funcție la aici în ședință cu el. Pot să fac o mică precizare, dacă nu se îndeplinesc aceste condiții, serviciul SDSU nu mai poate funcționa. Nu mai poate funcționa, dacă nu se poate îndeplini aceste condiții, care le-a amintit domnul Mitru. Și titulatura într-un anumit fel, asta e esența. El este înființat, nu o să scoate niciun post la concurs, pentru că trebuie mai întâi să aducem organigrama, statul de funcții la... Nu, am văzut cum la vot. Cine este de acord? Mă să vă informăm, domnul președinte. În unanimitate, cel de-al cincilea punct de vedere organizare a serviciului spațiu de urgență a fost aprobat în unanimitate. Trecem la punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilității scrisoarei de garanție de la Fondul de Garantare a Creditului Rural pentru acoperirea avansului solicitat pentru proiectul reabilitare infrastructurii de prevenire și protecție împotriva inundațiilor și în intravilanul Comunei Poduri, Comuna Poduri, județul Bacău. Finanțat în cadrul proiectului PNDR, măsura 125R, lucrări de construcție, reparație și modernizare infrastructurii de prevenire și de protecție împotriva inundațiilor. Aici e vorba de prelungirea scrisorii de garantare. Că a fost scrisoarea asta, a avut un anumit termen și acum s-a expirat. Ce este în măsură să dea mai multe explicații? Nu, cam în măsură a dat explicațiile necesare. Deci, cum a spus și dumneavoastră, că pentru bună derulare a acestui proiect a fost necesar să apelăm la fondul de garantare pentru a ne garanta bună execuție a acestui proiect. Pentru tranșa de plată nu ne-am încadrat în timpul necesar vis-a-vis de să ne cadrăm până la data la care a fost prelungit fondul de garantare și a fost necesar prelungirea acestuia până pe 19.9.2017. Între timp se depune și cererea pentru ultima tranșă de plată pentru a se finaliza proiectul cu privire la realizarea infrastructurii de protecție împotriva incendiilor. Nu mai sunt alte probleme, supun la vot prelungirea scrisoarei de garanție. Cine este de acord? În unanimitate, proiectul de hotărâre a fost votat. La punctul 6, la diversii, doamna primar? Da. Mulțumesc frumos. Am câteva lucruri, nu foarte multe, ca să nu mă supăr urechile. Vă spun câteva lucruri care sunt mai importante. Vă spun că acum, în ultimul timp, după cum ați văzut, au apărut și niște post pe grupul nostru. Am achiziționat tuburile celea pe care le punem împreună cu... Am achiziționat tuburi pe care le punem la trecerile alea pe drumuri unde sunt probleme mai grave și unde strică drumurile când vin ploile, da? Acum am pus acolo unde e lângă dumneavoastră, da, asta vă spun, probabil ați văzut și am pus, da, și bine, s-au pus în mai multe locuri, dar v-am adus un pic la cunoștință acest lucru. Știți că am achiziționat acea mașină de 680 de milioane care am luat-o tot de aici, de la un cetățean, așa a fost să fie solul de la un cetățean de aici, din Comuna Poduri. Eu zic că e o mașină bună, nu mă prea pricep, care ăsta a stat prea mult, care ăsta a stat prea puțin. Băieții au mai făcut pe la ea așa mai mult, i-au dat, față decât mare lucru nu cred că ar avea. O să o ducem un pic și la un inginer ca să o vadă, dacă cumva să nu fie, Doamne ferește, vreo problemă. Din bani respectiv, de asta o să vorbim, pentru că știți că în buget am pus mai mulți bani pentru mașină, că n-am știut că o să avem, să putem să o luăm cu bani mai puțin.
zic eu că este o economie și acum dacă mai merge și mașina e și mai mare economia, pentru că știți că raba asta vechi din 1000, nici nu știu câți ani are. Dacă are 40 ceva de ani, deci nu mai avea rost să mai băgăm banii în ea, pentru că erau banii băgați degeaba. Cu toate că acum încă ne mai mișcăm cu ea pe aici, pe cole, până când primim numerii la mașină, am început să facem, Ionuț face și asta cu numerele, să o înscriem ca să fie tot în regulă. Din banii aceia care, din banii aceia care au rămas, o să vă rog, dar nu, acum doar vă aduc la cunoștință, nu e nici proiect, nici nimic, prin luna iulie, că atunci putem să facem această modificare, să cumpărăm două centrale aici la... două centrale la noi aici la primărie, una care să o punem să fie anume pentru grădiniță și una pentru noi, pentru că sunt într-o stare foarte proastă și am avut foarte mari probleme cu ele și chiar nu mai pot fi făcute. Au fost chemați, cel puțin în iarna asta, săptămânal, către, săptămânal a fost chemat că cineva ca să o repare și deci nu sunt în deci sunt deja, au început să fie un pericol, nu mai sunt... nu mai sunt în regulă, dar asta o să vorbim atunci la timpul potrivit. Vreau să, când mi-am notat aici și iau cam așa și... să știți că au apărut acele semne de circulație pe care noi ne-am propus să le punem pe drumul de la Buleni și pe drumul de aici de la Rusăiești. Săptămâna viitoare de luni aceste semne vor fi puse. Eu am luat legătura în primul rând cu Stratumul, care sunt la Buleni și care au mai mare trecere și așa, și am discutat cu ei. Avem și un contract, cum să zic așa, am bătut palma, mă rog, acum am bătut palma, trebuia să o batem mai de mult. Am bătut palma în sensul să facem drumul, să-l asfaltăm drumul de la Buleni. Contractul pe care l-am cerut este deja la ei, am înțeles de la directorul mare că deja este semnat contractul. Se va împărți această lucrare în două etape. Mai întâi va face parte de Buleni, acolo unde sunt case. În primul an va face această asfaltare și în al doilea an partea cealaltă până la DG117. I-am sunat să-i anunțăm că începând de luni vor avea taxă pentru drum. Știți că am hotărât împreună cu dumneavoastră o taxă de 1 milion pentru mașinile acestea mai mari. Vom pune niște camere de supravegheat, deoarece nu vreau ca să fim trași în piept, că așa pot spune oricine când a trecut sau că a trecut. Eu, așa vorbind diplomatic, ei am spus, domnule, trebuie să monitorizăm, pentru că ei au zis că vin să dau o declarație pe propria răspundere, câte mașini vor trece la sfârșitul lunii. Zic, domnule, e foarte bine, dumneavoastră să faceți un abonament, dar să lăsați o parte din bani la noi, apoi o să vedem cum facem și să luăm partea care... partea care ni se cuvine, normal, pentru că, dar asta, în afara faptului că ei vor începe să facă acel drum. Deci, cum ar veni, pentru că n-au plătit până acum să facă drumul și ce se întâmplă de acum, că drumul trebuie întreținut. Și este adevărat, este drumul nostru, oamenii sunt ai noștri, ei într-o zi, două și-au închis ventilul și-au plecat și noi rămânem cu paragina. Așa că știți că am avut discuțiile astea de mai multe ori. Eu am acționat așa, am acționat pentru a face să fie bine. Nu vor fi doar drumurile, nu vor fi doar lipite un pic gropile. O să le luăm să radem părțile care sunt rele și o să punem covor de asfalt. Așteptăm mai multe oferte, că știți cum e, trebuie să avem mai multe oferte prin SIAP, să vedem de unde putem găsi să ne dea un preț mai bun. Dar am așteptat ca să punem și acele interdicții de 16 tone, ca dumnealor care au de trecut să nu mai treacă, decât cei riverani. Eu zic că ei n-au, n-avem cum acolo stau, este casa lor, sunt care au 2 sau 3, parcă au mașini mai mari. Astea din ce se întâmplă acum. Am aici, fără a face, dar n-am ce să fac, consilierii PSD au fost, la inițiativa domnului inginer Starparu, au mers și au refăcut terenul de sport de la școală. Au implicat destulă lume de aici din jur, pentru că am văzut eu și fotografii, și domnul Neli și domnul Iulian Ienea. Dacă e cineva care ne-a spus, chiar vă felicit și am nu sunt surprinsă, pentru că dumneavoastră ați făcut și aici în spate, deci nu chiar nu
Doar vă felicit pentru că v-ați făcut timpul necesar să faceți asta, că știu că nu-i timp și dumneavoastră aveți servici. Mulțumesc domnului Bia, care cu apa a ridicat atunci, știți, mingea la fileu și acum am început de săptămâna viitoare pentru persoanele de acolo care vor să se racordeze pentru cu apa, de aici din Brănești. La fiecare proiect pe care îl avem, suntem în derulare cu documentele, vorbesc de alte proiecte în afară de cele depuse de 10 km, aproximativ 10 km de drum și podul de la Cernu, de la biserică, care sunt puse pe, prin PNDL. În afară de aceste proiecte, mai avem și câteva proiecte, să spun așa, mai mici, dar toate sunt la... sunt în derulare, deoarece documentele știți foarte bine că iese extrem de greu. Când ai terminat un aviz, vine un alt aviz și un alt aviz și iar trebuie să mai faci. Am mers într-o zi cu domnul administrator la Bacău și am depus aviz în vreo 5 locuri. Deci nu, adică este foarte, este îngreunată foarte tare ca să poți să faci ceva, această hârțogăraie de care noi ne lovim, dar știți foarte bine, apropo de curtea de conturi, dacă nu avem aceasta, dăm cu subsemnatul și nu avem... apropo de curtea de conturi, că am vorbit, avem... acum, la ora aceasta, avem trei procese, da? Cu Transcarpatul, cu drumurile, cu penalizarea pe care o avem din cauza Transcarpatului aici la Tore, de 500 de milioane, și cu Molbacu, care a făcut asta din față de aici, ziceți, garajul, care nu mai răspund la telefon, nu... Și au început procesul, pentru că suntem, noi avem obligația, din ce ne-a lăsat curtea de conturi, să ne punem de acord. Mai aveam aici câteva lucruri apropo de, dar nu cred că am luat eu, apropo de curtea de conturi, se fac și acolo, pentru că nu putem să facem proiectele dintr-o dată, știți că din buget am pus bani pentru a face, să le facem acele proiecte din urmă, pentru că nu putem să le facem pe toate dintr-o dată. Acum, ba, se fac măsurătorile, sunt destule și până când începem să facem proiectele, dacă trebuie pentru fiecare aviz, domnul administrator poate să vă prezinte foarte bine și a văzut, sunt foarte multe lucrări, foarte multe avize, deci o parte din ele s-au început, s-au făcut acele expertize la toate drumurile, la toate lucrările, adică suntem, spun eu așa, în termen cu ceea ce spune Curtea de Conturi și vă aduc aminte asta, deoarece nu mai este mult până vine la... Până vine la măsuri și o să trebuiască să vadă ce măsuri am luat. Adică eu vă informez pe dumneavoastră ca să stați, cum să spun eu, liniștiți din punctul ăsta de vedere, pentru că tot ce ține de legalitate, tot ce ține de asta, nu este nicio problemă. Deci, ultimul lucru pe care, sau probabil mai sunt și o să mai ridicați probabil dumneavoastră vreo problemă, ultimul lucru pe care eu vreau să-l spun, știți că joi este înălțarea, dacă dintre dumneavoastră vrea cineva să participe, eu împreună cu școala depunem o coroană la Monumentul Eroilor aici din Înălțare. Am vorbit și cu un preot care să vină să... Nu este o acțiune foarte mare, dar în schimb este o acțiune care să marcheze acest eveniment, așa cum se marchează peste tot. Și plus că este o conștientizare a copiilor, ceea ce asta e foarte important. Noi știm despre ce e vorba, dar copiilor trebuie să le reamintim pentru a le intra așa în subconștient, să știe de unde vin și unde și încotro se îndreaptă. La ce oră? La 12. La 12 am vorbit deja și cu școala, am vorbit și cu părintele, deci care dintre dumneavoastră, și dacă vreți să depuneți coroană, poate și din partea partidelor, și din partea primăriei, cine dorește să facă, sunteți... Dacă vreți să trimiteți pe cineva, v-a spus doar nu o să fie dacă e Cristi. Da, e Cristi da. Aproape. Da, dacă e mai aproape, joi la ora 12. Numai că aveți mai multe, sunt convinsă că au acțiuni mai mari. Încercăm da, să... Da, da. În rest, am încercat să facem drum acolo spre Sava, că au fost. Bineînțeles că a mai ieșit cineva care nu-i convine, normal, întotdeauna. Pe oriunde se găsesc și persoane genul ăsta. Nu le-au convenit câți bolovane prea mari la multe. Normal, bolovane prea mari, nu trebuia puși, unul trebuia să-l pui.
Nu avem de unde să facem asta, lucrăm, știți cum e, cu materialul nostru, că nu putem să dăm banii pe absolut orice. E adevărat, lumea dorește foarte multe. Sunt foarte multe lucruri care sunt rămase în urmă. Este domnul ăsta de pe Bulda Excavator, este mai mult decât solicitat, deci... Nu vreau să spun mai multe lucruri aici, că nu este cazul, ce a fost, a fost. Noi trebuie să vedem ce se întâmplă de acum încolo. Cam asta au fost lucrurile. Cu asfaltarea DJ-ului am făcut încă solicitări, deocamdată au zis că o să vină și o să înceapă asfaltarea. Pe o parte din, nu pe totodată, că nu au bani de unde să ne dea, asfaltarea va consta chiar într-un covor asfaltic, din ce am înțeles eu. Sunt acum negocieri și tratative și că... Dar vă mai spun ceva, foarte multe lucruri au stat așa pentru că, dacă ați văzut, e adevărat, e vreo 2 săptămâni sau 3 săptămâni timpul mai bun. Dar dacă o plouat și o nins, iar o plouat și așa, e și trup și așa vremea de o calitate dintre asta oscilantă și cam greu de făcut ceva. Asfaltul de ploaie se pune. Da, așa era, da, să pune asfaltul pe ploaie ca să poată să sară. Da. Păi tocmai asta este... Da, mă rog, a fost în luna decembrie, în luna, să fac, în general știți că astea se fac înainte de o zi de campanie, înainte să ieși primar, înainte să ieși secretar, deci eu sper să-l fac înainte de ziua aceea când ies, ca să nu avem sau nu mai ies, dar să fie pentru că, sincer, și eu mă arunc cu mașina, parcă sunt pe dunile de la Sahara până ajung la primărie. Deci momentan să ne luăm gândul. Nu, de ce? A, nu, am zis că să se facă până în ziua preziua alegerilor, deci nu să se facă după. Da. Eu vă mulțumesc frumos pentru că m-ați ascultat. Domnul președinte, dacă mulțumesc, vreți să votați ce am spus... Domnul profesor Bia, vreți să spun câteva cuvinte. Aș vrea tare mult la început să-mi permiteți ca să urez de ziua Sfinților Constantin și Elena tuturor celor ce poartă acest nume a Sfinților, multă sănătate, împliniri și multe bucurii. Dumneavoastră și familiilor dumneavoastră sau membrilor din familie ce poartă acest nume, aceste nume. La mulți ani. La mulți ani. Este bine să... De asemenea, felicităm că duminică poliția locală am împlinit 10 ani de la înființarea poliției locale și o coincidență benefică, astăzi în ședința de comisii, aceasta a fost tematica, am analizat activitatea domniilor lor sub titulatura Ordine și siguranță, datoriile cetățenești și respectarea legalității, dezvoltarea capacității de relaționare și comunicare cu cetățenii comune. Mulțumesc, doamnei primar, pentru participarea la ședința noastră de comisie. De asemenea, domnule administrator public, domnilor consilieri, am văzut și consilieri de la alte comisii, domnul Ilie, de la alte comisii care au participat. Nu vreau să vă plictisesc prin a vă spune gama largă de probleme care s-a discutat, enorm de multe probleme. Domnii consilieri au luat în cuvântul dumnealor, au precizat multe, multe probleme, o să le aduc la cunoștință prin procesul verbal și printr-un opis de probleme domnii primari și conducerii Consiliului Local și a Poliției Comunale. De asemenea, v-aș ruga tare mult să-mi dați voie să spun că întru totul de acord, noi în comisie analizăm fiecare proiect de hotărâre ce vizează comisia de care răspund. Învățământ, sănătate, cultură, culte, protecție a mediului, protecție socială, serviciu, comerț, ordine publică, sport și turism. E cam lungă și activitățile sunt foarte multe. Doamna primar, eu mulțumesc sincer pentru intervenția în comisie și de asemenea mulțumesc sincer pentru căldura cu care ați mulțumit colegilor noștri mai tineri din Poliția Locală pentru activitatea ce o desfășoară
sub directă îndrumare și supravegherea dumneavoastră și conlucrarea perfectă ce aveți cu dânsi. Eu am căutat să-mi aduc modesta contribuții la o mică extindere de apă, spune doamna primar. Inițiativa mea aparține, nu este trecut pe niciun proiect, este o inițiativă civică a mea și a celor 5 cetățeni, Lăcătușul Romel, Popa Constantin, Popa Dumitru, Popa Vasile, Balaban Elena. Acești oameni au copii în Belgia, în Italia, în Spania, în Germania și vin acasă și vor să-și facă un stadiu de civilizație în casă prin aducerea apei care coincide nu numai cu datul în grădina de zarzavat, ci cu o baie, cu tot confortul care o impune. Mulțumesc, doamnei primar, pentru înțelegere și ca domnul consilier să rețină, primăria locală s-a angajat că acea conductă, dacă nu greșesc, principală de 63 mm, Ionuț sau cine mă ajută, acea conductă va fi pusă la dispoziție de primăria locală, prin bunăvoința doamnei primar, săparea șanțului stradal de asemenea, aprobarea de la apă Bacău, am avut-o și după o discuție lungă de tot cu domnul inginer Furghe și ne-a aprobat, ne cerea în continuu și este normal să fie așa, ne cerea niște proiecte și proiectele costau mult mai mult decât în sine toată treaba. De asemenea, am rugămintea, doamna primar, ca la intersecția aceasta, mi-a fost rușine, a venit domnul fost consul principal Gheorghiță Lupeș și a murit soția, Dumnezeu să o odihnească, și a venit la casa părintească acolo la intersecție. Vă spun la modul foarte cinstit, se circulă extrem de haotic în intersecția aceea la Popa Rodica și casa părintească a consulului principal al României în Statele Unite. Acolo trebuie pus, văzut, domnii de la poliție, Ionuț dragă, cu poliția națională, colegii de la poliția din comună, domnule văzut, care este drumul cu prioritate? Pune stop, cedează trecerea, cumva, s-ar găsi un astfel de semn și nu costă o avere până când, Doamne ferește, să nu se întâmple acolo un accident, fără vizibilitate. Dacă îmi permiteți. Da, vă rog. Am început demersurile de care spuneți, chiar la inițiativa domnului primar. Prima dată o să luăm măsuri în dreptul școlilor. La Bucșești se va instala limitatoare de viteză pe toată lățimea drumului, deci a părții carosabile și cu referire de indicatoare și acestea vor fi montate în cel mai scurt timp. Deci s-au făcut toate demersurile. Așteptăm ca aceste indicatoare mult. Să fie... Și pentru că ai pus problema ISU în Comuna Poduri, împreună cu domnul Dobrovăț, pe timpul când lucram ca viceprimar, am pus toată documentația la punct, la acea dată, și toate sistemele de alarmare și respectiv, în afară de documente, exerciții aplicative, am realizat cursuri la ISU Bacău de o săptămână jumate, la Slănic, Moldova. E adevărat, Ionuț, de unul singur, nu o să faci niciodată activitate deosebită în comun. Mă bucur că doamna primar te sprijină și noi, Consiliul Local, trebuie să te ajutăm, pentru că situația de urgență este grea din calea afară și ne așteaptă o vară secetoasă, ce aceasta va fi, Doamne ferește, de un incendiu sau de alte și alte probleme. Eu... Știu ce înseamnă să fii șef de serviciu voluntar și eu vă felicit pentru asta. Doamna primar, închei prin a vă mulțumi pentru tot ceea ce faceți dumneavoastră, domnul consilier, pentru propunerile dumneavoastră, domnul președinte, am încheiat.
Apropo de problemele ridicate de domnul profesor Pia, cu aceste semne de circulație, așa cum v-a spus Ionuț, noi deja am luat măsurile și o să punem la școală și aici. Și acum, ca să fac și o glumă așa, știți că eu sunt mai glumeață de felul meu, doar cred că nu o lua carnetul pe ouă. Știu că e prioritate de dreapta aici, când și eu circul de atâția ani, pe ouă, pe brânză, trebuie să știi unde e prioritatea, că de asta o lua carnetul. Numai că are habar, n-au circulații, nu știi că trebuie să o vrea să dea prioritate. Dar ca să nu avem, într-adevăr, cum a spus dumneavoastră, probleme și să trecem peste treaba asta, o să punem și aici un semn de cedează trecerea, cred că cedează trecerea o să fie aici. Și mai avem ca cereri pentru domnii care sunt pe Rusăiești, în momentul în care se iese de la de ulița lui Nenea David de acolo, e o problemă pentru că este curba și ei când dau să iesă poate să se izbească. Mai și atunci înainte de curbă trebuie montat, nu poți să montezi acolo și cedează trecerea, dar dintre aia, cum se cheamă, ca să nu le zic eu cum știu. Limitatoare de viteză. Limitatoare de viteză, dar poliție moartă, a spus domnul Dobrovăț. Iar astea cu ISU și cu tot ce ține de aceste și de când, când era domnul ISU, tot timpul ședințe pentru ISU, tot timpul s-au făcut cursuri pentru așa ceva, tot timpul s-au participat pentru că este obligatoriu să participi la așa ceva și mai ales că știți de când au fost problemele care au fost cu colectivul, toate s-au mărit în intensitatea acestei cursuri și aceste oameni vor fi trimiși la cursuri fără niciun fel de problemă pentru a vedea și a fi să fie cu noutățile puși la punct, pentru că legislația și noutățile apar pe zi și trece. Deci, de ce probleme vor fi din punctul ăsta de vedere, noi ne ocupăm fără niciun fel de grijă. Mulțumesc frumos! De la domn profesor am înțeles un punct, de la doamnă am înțeles alt punct. Domn profesor s-a referit la punctul de intersecție de la mama domnului ambasador. Da. Cât, dacă tot facem, putem face două limitatoare. Domnul Vice, nu? Depinde de unde e. Am de cuvântul domnul Pașal Starmar. Două, trei probleme. Deci dacă am ceva de niște camere de la vedere, ar fi utile o cameră, cel puțin aici la grădiniță, da. Și dincolo la parcul de la școala veche, pentru... Mai speriem lumea pentru liniștea, dar și într-adevăr, pentru că se strică foarte mult. Altă problemă care vreau să ridic, atunci domnul profesor Bia de drumul ăsta, cel puțin aici, tot drumul, la domnul Petrus Patrick e schiplu prin șanță. Omul, pe bună dreptate, este revoltat. Dar e la drumul el. Sunt, Costică, te rog frumos. Rugămintea mea să încercăm, ați promis odată să încercăm să înfundăm gropile astea. Dar cât poate drepte, pentru că omul are dreptate. Și ar mai fi o problemă, se termină luna mai. Am zis, am zis un termen cu curățatul șanțurilor, să vedem unde nu s-a curățat cauza și unde nu se pot, într-adevăr, din motive obiective nu s-a curățat, să ajutăm și cei de ajutor social. Sunt oameni bătrâni, bolnavi, care nu au posibilități. Da. Mulțumesc! Vreau să răspund un pic ceea ce ne-a spus domnul Mostafaru. Foarte binevenite astea cu camerele de luat vedere, că aici în spate la grădiniță știți că sunt mereu probleme și mai ales aici în spate la grădiniță. Am discutat de camerele de luat vedere și pentru acolo pe drumurile care vor fi circulate de către ei de la sondă și nu numai. Am discutat cu Ionuț și despre și cu domnul administrator despre camerele de luat vedere. În locul unde vom face parculețul de joacă de la Cernu, ca să tragem și acolo, că pe școala, pe locul școlii vechi care a fost dusă la muzeul satului, pe locul școlii va fi pus un parculeț de joacă pentru copii. Și pentru că sunt convinsă că vom întâmpina aceleși probleme pe care le întâmpinăm și aici,
cu venitul persoanelor care sunt, nu sunt copii și care se dau prin astea și stau, atunci o să punem și o cameră de luat vederi pentru a putea lua măsuri. Un singur lucru aș mai vrea să spun, aici drumurile așteptăm totuși niște oferte, au venit cineva cu oferte foarte mari, nu ne permitem deocamdată din buget să facem pentru drumurile astea, mai așteptăm niște oferte, dar am așteptat și aceste, repet asta pentru că am mai spus-o și mai înainte, am așteptat și aceste semne de circulație să le punem pe drumuri ca pe urmă să ne apucăm să le reparăm drumurile, că și intersecția asta de aici așa care e aici în față și drumul ăsta care duce încolo și spre Rusăiești e făcut praf și la Bucșești sunt unele zone unde este, unde este foarte rău și deci toate acestea se vor acoperi. Asta pentru că și v-am spus și repet, nu a fost nici timpul de așa natură să ne lese să facem, dar eu spun cam așa, cam în două săptămâni, trei săptămâni, aceste lucrări vor începe și drumurile vor fi făcute. Vă mulțumesc! Doamna primar, o problemă. Am înțeles că vor începe, vor demara lucrările cu drumurile, dar cu șansurile. Mai exact, la Cornea, acolo, nu știu cine au fi fost, cine au făcut curățenii pe șansuri, au scos tot din șansuri. Drumul din Cornea către Tescan, ce face legătura, au lăsat în mijlocul asfaltul. Deci s-au întărit toate mobilele de pământ și piatră. Cred că au două luni de când sunt acolo, nu știu din ce cauză s-au pus și nu s-au pus măcar în cupă la buldo să ducă mai încolo. Vine cineva cu mașina, trebuie să meargă pe mobilele cu balastru sau să... Și unde au fost stricat drumul de către domnii care au exploatat acolo la Tescan, într-adevăr s-au făcut șanță acolo unde s-au lăsat terenul, dar au rămas așa. Pământul este foarte moale, ar trebui duse câteva mașini de balastru acolo. Altceva. Sunt șanțuri betonate până la limita cu comuna Ardioane. Pe șanțuri au crescut salcând, șanțurile sunt betonate. Ar trebui măcar să avem puterea să-l întreținem cu ăștia de la ajutorul social. Tăiată vegetația, este vegetație de salcând de 20 cm, pe drumul principal. Deci, din treținut, cred că nu ar fi așa o povară pentru să putem întreține drumurile. La fel către Biserica Cornea. Mai trebuie curățat, sunt tot felul de schimbi, căcădâri, au ajuns să se aplece în drum. Băieți, am văzut 2-3 căcădâri tăieți, cine au fost, cu cine au fost, cum au lucrat, după aia lăsați așa acolo. Chiar dacă eu tăiet, eu lăsat acolo pe loc. Poate eu lăsat să usuci. Da, vă rog să-i consemnați cu poliția locală, poate știe despre ce vorba. Da. O să vă spun eu tot despre ce e vorba și eu nu sunt aici și foarte bine că este aici. Cel puțin vorbesc de când sunt eu aici la primărie, nu vorbesc de ce au fost înainte, vorbesc de când sunt eu. Cred că 416, chiar dacă mai are și uscături ei, că știți foarte bine despre cine este vorba, cred că au lucrat chiar la foc continuu, așa. Absolut la foc continuu. Fiecare, când s-au putut, mă rog, în zilele când s-au putut lucra, 416. Ce aș vrea eu și chiar aș vrea să fac un apel, că suntem aici și cred că toată lumea este de acord cu mine, eu cred că și lumea trebuie să fie conștientă, pentru că în dreptul lui, ca și bucată, ca și loc, nu trebuie să vină primăria să curățe, că nu cred eu că de 10 ani vine primăria și îi curăță în fiecare an în față. Am văzut un cacadâr, un ce-am văzut, eu personal, că și chiar sunt femei, m-am dus, le-am luat și le-am curățat la mine pe șans, n-am adus nici 416, n-am adus pe nimeni, le-am curățat eu. Chiar eu am curățat. Deci nu, astea că să vină numai 416 și să vină de la primărie, astea să, haideți să facem cumva așa, să ne unim forțele, să nu ne mai punem numai 416. Hai zis să ne unim, vă dau voi că eu nu v-am trebuit. Să ne unim toți așa să facem lucrul ăsta. E adevărat că sunt unde nu se poate. Știu că sunt unde nu se poate. Acolo unde nu s-au putut. Eu cred că au fost destul înțelegeri. Au fost 416, am trimis pe cine. Vă dau un foarte mare exemplu. Este aici așa bătrâna de aici, Bujor. Vă dau pe lângă noi. Nu poate să iesă, că n-are cum să iesă. Noi ăsta, noi îi cărăm pâini, noi îi cărăm grăuță, noi îi dăm prin față pe aici. Adică, ceea ce putem, sunt oameni care nu pot, din punct de vedere că sunt bolnavi sau că au o problemă. Nimic de spus, dar unde sunt și stau și vin numai ca să treacă și să spună să critici, deci să pună mâna să facă
curățenii. Nu vine primăria să-i facă curat. Să faci pentru bunic, cum a spus, drumul public ăla care duci, vom lua în considerare ceea ce a spus așa, dar vedeți dumneavoastră, dacă oamenii fiecare dreptul fiecărui lot de pământ pe care l-au ar fi și și-ar face curățenii, nu cred că ar exista problema asta pentru niciunul dintre noi. Una este să faci pentru cei care sunt un pic cu o problemă, care sunt bolnavi, care nu mai poate să facă, și una este să te duci la unul care vine la găliganul și stă la băut. Deci mie mi se pare ireal ce vorbim acum. Eu am înțeles ideea, dar ce se întâmplă? Dar trebuie să o punem și în practică. Da, dar cineva din poliția locală a identificat, domnule, cine are bucățica asta de teren la marginea drumului? Da, s-au trimis să știință domnul Patrick peste tot. Peste tot, și toate garurile, pe toate drumurile. Și dacă nu s-au luat măsuri, s-a dat un termen până la sfârșitul lunii acestea, unde nu sunt. Acolo unde nu s-au făcut, să va merge și să vă luăm măsuri. Poate să vă spun eu mulți că am făcut treaba asta, deci nu e o problemă. Bine, am înțeles cu asta. Da, dar să știți că rămâne tot cu măsura, pentru că omul, dacă nu a făcut, rămâne tot așa cum a fost învățat. Vă dau răspunsul cu mobilele de pământ. Mobilele de pământ nu au fost lăsate în mijlocul drumului, deci putem să mergem acum să vedem și nu au fost lăsate de primării. Toate aluviunile de la Cornetul Mare, când a venit apa, le-a dus în acele șanțuri. Eu cu doar 10, nu știu dacă sunt mai mulți pe Cornet și cu 5 cu drept de muncă, am fost acolo, le-am spus cu căruțele lor, cu sculele lor, pentru că utilajele primării au fost defecte. Autobasculanta a avut grupul, a fost stricat. Apoi, după ce am ieșit o zi la muncă, s-a stricat pinioanele la motrică, că am început să învăț și mecanic. Acum știu și câți dinți are un pinion. Așa, și toate au fost făcute cu căruțele. Nu pot 10 dosare de ajutorul social să-i împrăști în toată comuna. Domnul Dobrovăț poate să confirme cu ajutorul social. Am stricat gardul de la biserică de la Bucșești. Cu ajutorul social am făcut curățenie în cimitirul de la Părintele Scorțanu, ca să aflu că la o săptămână și ceva acea mizerie este la loc. Deci noi nu putem cu ajutor social să venim să facem curățenii la cetățeni sau chiar la instituțiile, până la urmă și biserica este o instituție publică. Deci am foarte puțini oameni pe care mă pot baza. Restul sunt cu scutire medicală dată de medicina muncii, de care eu nu pot să parafa unui medic, nu pot să contest. Dumneavoastră, ca și consilier, niciodată nu ați apelat la mine să-mi veniți să-mi spuneți ce probleme ar fi în zonă. Nu, eu nu pot să vin personal, așa, dar personal la domnul Ionuț. Dar eu am expus cele ce trebuie făcut în cerința lui Consiliu, că aici mi se pare. Dar cum domnul Neli, personal. Domnul Neliscu poate să mă sune, domnul Dobrovăț poate să mă sune, domnul Sava, deci numărul este... Eu sunt în ședința de Consiliu și acele mobil de gunoi au două luni de zile. În două luni de zile nu s-au găsut o modalitate de a fi îndepărtate de deci, acolo? Acele mobile de gunoi nu sunt scoase din primărie, ca să înțelegeți. Și pe partea aia care nu este la asfalt, l-a făcut șansă și-a dat cu pământul la dată zi. Acolo s-a trece o mașină, rămâne suspirat. Deci asta spune, deci, că dacă ea să trebuie să-și termini treaba, dar avea... 50 de metri, domnule. Atâta mai avea treaba. Deci ei... Nu trebuie de păsături, că nu se scadă, a fost numul foarte, mă probabil a fost cu duci. Cât s-a putut face, s-a făcut, se va face în continuare, pentru că nu s-a... După cum a zis doamna primar, am început să facem treaba de o lună și ceva, pentru că nu a fost vremea favorabilă ca să facem aceste lucruri. Și nu le putem face pe toate odată. Hai, nu rezolvăm. Să trecem mai departe. Domnul Cătălin Sava. Mulțumim, domnul Dobrovăț. Referitor la probleme cu camerele, cred că a trebuit pus camerele la toate școlile, atât care sunt vechezi în Braia și cât și terenul de sport. La toate școlile. Sau mai sunt la școala Prohodești, a mai fost... Da, cu chestia așa e căzută, mai ales că școala nu este închisă, este închisă și nu prea... Dar nu e închisă, grădinița. Grădinița, care funcționează. Doi, am vorbit și cu Ionuț, ar trebui să bagă stângul în viață drumul ăla de la punctul Tropin la ieșire în Tazlău, să-l facem pentru că încărăm noi balastul din Tazlău, mașina noastră să nu mai suporte...
știu că care de acolo ar putea să vină și eu o mână de ajutor ca să se facă. Nu neapărat trebuie spus treaba asta ca să știe și ei că care și ei de acolo și ar putea, domne, hai să ajutăm și noi cu mâna acolo și ajutăm drumul de ștetițeni în primul. Din punctul de la Crețul la Vale, de la Matei Adrian, din partea stângă, nu prea acolo este o doamnă care a murit, pământul ăla, nu știu, al doamna Zotica. Notează acolo ce? Partea aia, ca să trebuie să cineva acolo, că... A trebuit să ducem un pic bundă, să facem șanțul până în punctul de la Neagul, ca botezat acolo și să punem câteva mașini de balastru, este o fântână undeva acolo care mai dă, e foarte la suprafață apa și mereu avem probleme în zona aia și... Chiar ieri am fost. Acolo am fost ieri, cu domnul administrator și cu Ionuț. Să încercăm să rezolvăm acolo. Pentru asta am fost. Tot urcăm aici, casa asta de dezmembrată aici, care se dezmembrează. Cine o are? Nu putem lua, adică nu, în centru comunii, dar putem noi, ca și instituții publice, să-i trimitem, doamne, nu poți să o leși, adică jumătate de casă suspendată în aer. Proprietarul este decedat, copiii sunt plecați în străinătate, iar de soție nu se știe nimic. Deci, în Valea Rei. Nu ne face cinste această casă și mai sunt, adică, nici asta, total de acord, dar așa, cel puțin aia... Și aici în față eu am încercat să, dar asta de la Vale, de aici, e o problemă. Asta am spus, asta din punctul la Șova de aici. Da. Adică nu ne face nu ne face cinste, dar având în vedere legislația, noi putem în ședința de Consiliu Local, conform legii, putem să punem ca aceste persoane care lasă casele în paragină să plătească un 500% impozitul pe clădiri. Ăsta este singurul lucru pe care îl putem face noi din punct de vedere legal. Ei nu-și plătesc nici dărăpânătura lor. Să-i mai pui 500, te mai umpli iar de bucurie și în Consiliu și la buget să-ți faci de lucru. Nici nu o dă, nici nu o lasă. Ar trebui totuși niște măsuri care să fie luate, măcar să le dărâmi, că asta e ideea, să dărâmi și să facă, dar noi facem curățenie, apropo de pas de 16, noi facem curățenie și pe făgăm, mai ales că e intrarea în comună și acum aici, până jos de Vale, n-ar trebui să facă dragă și ceea ce este foarte urât, dar asta este treaba. Pentru ceea ce mi-ai spus tu, Cătălin, cu făcutul drumurilor astea și îndreptatul drumurilor și așa, se va face, dar mai așteptăm un pic, o săptămână, două, pentru că acum acest bul de excavator și cu mașina vor lucra în mod special pentru părculețul de la Cernu. Adică dacă faci ceva, să o luăm de la început, să terminăm, ca să nu mă mai duc. Așa toată lumea, știi, sună, spune, dar vă rog frumos să ne închiriați și nouă, vă rog frumos. Și nu mai avem timp să mai faci. M-au venit acum pentru treaba asta, zic să ne ținem de treaba asta ca să o ducem până la capăt. Acolo o să luăm măsuri și o să vedem ce e de făcut și acolo la dumneavoastră. Eu sunt dispus și... într-o zi de sâmbătă să mergem personal. Dacă domnul... Dar nu trebuie să mă... Dacă ați fost dumneavoastră, ați chiar... Adică am zis, mai doar dacă vă duceți într-o zi de sâmbătă să-mi arătați că i-ați luat de acolo. Dar așa nu să mă duceți să-mi arăt. Nu, nu, că nu trebuie să-l iau eu de acolo. Iau eu, nu e nicio problemă, stai atunci. Referitor la drumul principal, că tot am discutat cu problema cu tuburile și că am spus mereu de cele două traversări care duc partea spre pădure acolo, care la fiecare ploaie vin aluviunile de pe tot dealul ăla, la domnul Pufan, mai la dealul domnul Pufan, da, 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 acolo, așteptăm totul să facă în 3 un băiat doi la de când au timp, o oră, două, se dispune mereu podul la Pomoneț aici, în lateralul ăla, când vine apa de sus, totul a văzut că băltește și... Dar nu numai și părtești, s-au făcut o gaură, cam așa e de mare s-au lărgit acum podul ăla. Dacă Doamne ferește să vine ceva, o mașină mai mare și nu știi, acolo își păstrează mașina. Sunt pot. Da, nu, e o problemă. Și mai studați acolo, a fost problemă. Nu, foarte mare, s-au făcut acolo. Da, nu, dacă vă uitați, majoritatea podurilor astea vechi, din când venim și de la Bacău, face, vedeți că toate au început să le cadă parte din dreapta de balustradă și trecerea pietonală, care, din punctul meu de vedere, e fatală, că acolo mai trec oamenii când merg așa și, Doamne, trebuie să se întâmple și la noi. Nu, că vin de la Bacău, vin și la Scorțel, la Scorțel, la Grigoreni, sunt de fiecare de oameni. Să avem și noi grijă de podurile noastre, așa cum sunt, să ne întrețim în cel puțin. La drumul județean, pentru a lua măsuri, dar tot noi să luăm măsuri, pentru că acolo trece și conducta de o conductă de... Nu apă, trece. Conducta de apă trece pe deasupra. Dar chiar jos la pod acolo este fibra optică de la Rom Telecom și mai este ceva de curent electric.
Deci cu mare grijă trebuie lucrat. Așa am fi pus și un plan așa de întrebare, podul de la Rusăiești, partea din Spipor la Vale, până unde noi avem sau podul al nostru, câți metri? Că trebuie să trimitem... Podul al nostru exact până la... Podul al nostru, câți metri? Nu, după pod. După pod, eu am făcut o adresă către Moinești. Și m-a rugat să fac un pic drumul și să curățenii, pentru că cei de la Moinești au început să aduc tot felul de mașini și le depozitează, dacă ați văzut că treci pe acolo și pe o parte și pe alta. Eu am făcut ca și instituții pentru, nu am niciun, o să mai aștept un pic și o să mai trimit încă o dată, probabil acum să nu știi cine o să facă sau cine nu. Și o să trimit după aceea din nou, după ce se alege, să vedem cine face, cine nu face, pentru că dacă se face vreun munte de mizerii pe acolo, la noi intrăm pe acolo și intrare în comună, dacă stau bine și mă gândesc. Și acum, cinstit, putea să îndrept aleacă drumul, cealaltă chiar să rim ca la... Da, eu n-am fost de la fiert, era, dar... Mulțumim frumos pentru că ați fost alături de noi, mulțumim frumos pentru că ați trecut proiectele pe care noi astăzi le-am avut. Vă așteptăm și data viitoare și...